Sempre buone nuove. Se ti attacco con dos mani in mezzo non ti riparti. Io ormai vorrei spiegare. Per il liceo non vreau să vorbesc, cu tine că eu vorbesc cu Dumnezeu. Nu mai vreau să spune că ești un mincinos. Dar cu ce să fii mincinos? Pentru că ai zis că, ai că spun adevărul și nu mi-ai spus, m-ai mințit. Cu ce? Ești un mincinos. Cu ce ai zis tu? Ai, vrei să spun adevărul, ai că să spun. Și am așteptat. Da, să-mi zici și nu mi-ai zis. Și asta ești un mincinos. Tu nu ești omul bun în care credeam. Ăsta mă cheamă. Dacă îți convine, vorbești, dacă nu, nu. Da, dar de ce nu recunoști că trăiești cu băiatul ăsta, deci cu el în casă? Și care e problema ta? Nu, nu e o problemă, ferească Dumnezeu, nu, vezi, aici nu ai înțeles, nu, e treaba de adevăr, nu e o problemă, deci adevărul. Dar care este problema ta? Nici o problemă, ferească-mă Dumnezeu. Există undeva scris? Este undeva scris? Nu, și eu vă urez fericire și bravo că ți-a ajutat Dumnezeu să ai și tu un bărbat lângă tine cum trebuie. Bravo, nu e o problemă. Mulțumesc din tot sufletul. Asta, nu că, deci n-ai înțeles. Am fost căsătorit. Am trăit atâția ani de zile cu o femeie, de mulți ani de zile, mulți ani. Și nu s-a mai putut. Am dat divorț. Auzi. Și am întâlnit băiatul ăsta și ne-am întâlnit cu băiatul ăsta. Și băiatul ăsta pentru mine este tot, tot. Vreau să te întreb o chestie. Cum Îmi ți-ai... treabă, mă. Cum ți-ai... Da, acum, sincer, că suntem în genul, e vorba aia, nu ne vedem, nu ne aude nici drept. Cum ți-ai dat tu seama că nu te mai atrag femeile? De când m-am culcat cu ea. Da? Da. Și... Era prea largă, prea... Hai să spun adevărul. Era prea largă și ăsta e strâmt. E foarte... E, vai, vezi, mă, bravo, uite, așa îmi place sinceritate, nu e o problemă, ce problemă să fie? Foarte, foarte, foarte. E ceva... Ne E mai întâlnim. foarte bine, e foarte bine. Mulțumesc Dumnezeu. Că e strâmt, E îi mulțumesc, iau, îi mulțumesc bine Dumnezeu că e strâmt, e da? bine de tot. Da. Ce să mă, asta e, dar nu e problemă, până la urmă, eu asta vreau să ajung, adică nu are rost să ne mai ferim, să ne mai cutare. Bă, și eu Pe sunt... ce care e problema? Băi, ăsta mă cheamă. Bravo, cinste ție. Uite, și eu sunt lesbi, îmi plac femeile. Deci, nu avem treabă. Nu avem treabă. Păi, lesbezi? Da, îmi plac femeile, sunt lesbiu. Nu, ești de la, cum să zici, îți place și de la și de la sau Nu, nu îți place? decât femeile îmi plac. Numai. Nu mai și nu mai. Gata, ce? Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ție și la prietenul tău sau care ce sunt. La familia ta să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bă, frate, dar n-aveți nimica, dar ce aveți de comentat despre noi? Niciodată. Eu nu. Eu sunt de acord. Fiecare face ce vrea cu viața lui. Ăsta suntem ăsta ne cheamă, dacă Bravo. noi ne distrăm și ne place asta, Ție dacă și mie. Dumnezeu o lăsa, tu crezi, hai să zic ceva, nu te Corect. supe. Nu? Pot să vorbesc ceva? Pot să Da, vorbesc ceva? frate. Orice. 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 Cu mine orice vorbești. În Iisus Hristos, când au fost ei acolo și pe malurile alea, când Da. au asta, tu crezi că ei n-au făcut nimic între ei? Bă, nu știu. Dar eu Și vreau să... atunci de unde vine? De unde vine asta? Mă, nu știu, nu, eu n-am... Deci fii atent, eu nu sunt împotriva. Eu n-am treabă, deci bravo! Dar ideea, eu vreau să... Din contră, eu sunt curios de unele chestii. Adică... Ca să vorbesc așa, că nu vreau să vorbesc curând. Vrei să vezi doi de ăștia care se face? Să pupă, poate. Ce se pupă, să sugă, să facă, să teie, să Asta pare, vreau să întreb. Asta vreau să întreb, eram curios. Eu dai tu lui sau el ție? Că, cum e la voi? Că nu înțeleg. amândoi. Deci nu e unul așa și unul așa. Amândoi. Ori eu trag lui, ori el mi-o trage mie, eu suc, el mi-o suce și tot așa. Vezi că până la urmă ajunsărăm la o discuție. Bravo. Eu eram curios că nu știam. Eu mă gândeam că cum ar fi, unul e femeia și unul e bărbatul. Niciodată, A, nu niciodată. e. A, de ce? Niciodată. Am înțeles.
Așa e la mine, așa e la mine. Nu știu la alții cum sunt. A, poate să fie și așa cum zis eu, la unii. Nu mai e altul să-i dei și altul să stei, și altul să facă și altul... Nu, la mine, deci, mulțumesc lui Dumnezeu. Eu accept tot ce vrea El. Eu înainte de asta eram activ. Cum adică? Eu înainte de asta eram activ. Aha, de cât dădeai? Acceptam. Tot, adică acceptam, îi dădeam, făceam de astea înainte. Dar nu luai. Acum nu mai, s-a inversat rolul. Acum primești și tu muie. Și muie. Da, primești de toate. Bă, nu, eu n-am... Dar știi de ce? Nu, dar știi de ce? Că îl iubesc foarte mult, că el m-a ajutat. E, iubire. Ia stai. Pe el aurul ăsta, aurul. Nu aurul, dar multe, el mi-a făcut. Eu pentru el aș face orice. Da, îți dai seama, lăsut și bine. De ți le-a luat. Mă gândesc eu. Zic, nu știu, că mă gândesc eu. E un om de... n-am cuvinte. Dar e român, nu? Nu, e țigan. Nu, zic român, dar român nu e străin. A, e român, da, e de România, dar e țigan, are buletin de România. Dar nu are importanță, român, țigan, ce contează, că sunteți toți la fel, dar zic e român. El mi-a luat, el îmi face, el mă ajută, el îmi dă de toate, eu sunt pentru el regele lui. Și regina în același timp, regele și regina. Gen. Amândouă. Bă, eu ce să zic, bă, e bine că ți-ai găsit adevărata dragoste. Dacă nu s-a putut cu fata aia, nu s-a putut, ce să mai... No. Asta e. Acum, de bine, de rău, plouă, ninge, ai pulă la cur. Mulțumesc lui Dumnezeu că l-am găsit pe băiatul ăsta și stau cu el până la moarte. Eu mai vorbesc cu cineva, eu mai vorbesc cu ăla, eu mai mă fug cu altcineva. Dar eu nu pot să te fac... Te văd de aici, mă! Pentru... Cum adică, mă, că m-ai fost cu altcineva? Mai mă fac cu altcineva. Du-te, mă, de aici, așa, mă. Cu cine? Tot cu băiat. Da, păi, bineînțeles. Și bărbatul, care poți să-i spun bărbatul, știe de el? Nu știe. Și nu te aude, mă, acum, când vine. Acum așa aud. Mamă, să vezi câtă muie îți dă la noapte pentru vorba de-o spusă și... Lasă-mi de ei, lasă-mi... Nu, că-i dau eu. Sau tu lui, na. Eu îi dau. Ce să... Bă, nu știu, bă... Am îndrăgostit de omul ăsta, dar omul ăsta e pentru mine... familie, viață, suflet, tot pentru mine. Înseamnă mult. Nu mai... De cât timp sunteți împreună? Marius! Marius, Marius, 19 ani, 20 de ani. Marius, stai așa. Părea-te-le așa vagabantă să fii, mă, să mai pe bun. Ei, da. De câți ani suntem împreună? Nu, să nu rupi Fernando, să nu rupi Fernando. De câți ani suntem împreună? 19 ani. De 19 ani. Nu vrea să fii văzut. Mai bine, mai bine. De 19 ani sunteți? 19 ani. Mulțumesc lui Dumnezeu că el a avut grijă de băiatul meu. Și după aia m-am îndrăgostit de el. Da, câți ani ai? Dar câți ani dai? 35. Ei, 29. 29 și ești de la 10 ani cu el? Ești de 19 ani cu el. Da, de când aveai tu 10 ani? De mic copii. De când aveai 10 ani? Da. Mamă, de la 10 ani pute la tine. Nu că fute, că nu știam de astea. Nu știam de astea. Dar ce făceați înainte? După aia pe parcurs ne-am dat seama și ne-am iubit. Bă, dar lui nu i-a fost frică, mă, că erai minor, că erai chestii din astea. Nu știu, zic și eu.
Auzi, zic și eu ceva, nu te superi. Nu, niciodată. Dacă ai o chestie așa frumos, da, cum să fac? Ce să faci? Să-ți iau ochi. Cum că nu înțeleg, să faci laba? Să-ți iau ochi, ești așa frumos, ba, din ochii nu, tăi. Mai, lasă-mă, nu știu, lasă-mă să simt așa. Dar nu e cum să ții. Ei, na, mi-e și mie rușine că știu. Bă, și cum adică știu, de la ce vârstă ai început relația cu el? Ia mă la întrebări. Păi nu, dar sunt și de la vârsta de când au murit părinții mei. Păi când au murit? De 98. Pune muzică, pune muzică, pune muzică, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bă, frate. Pune muzică, pune muzică. Păi să spun ceva, după acum am și eu niște chestii pe suflet, că... Vorba, dacă tot suntem de... O să mă berberesc, hai să vezi. Nu o să mai fiu așa. Dar caută-mă pe Sicriu, pe Sicriu, pe aia, cum să zice, pe Facebook. A? Caut pe Sicriu sau ce zici? Nu, măi, am uitat, Doamne iartă-mă. Caută-mă pe Facebook de ăștia, vă rugam Cătălin. Vă rugam Cătălin, ia-s-te. Ia caut. Am ochelari la ochi. Nu mă deranjează, nu mă deranjează. Da, arăți bine pe... Bă, ești, ce să mai, ești ce trebuie. Bă, ferice celui ce te are. Ferice. Și mulțumești lui Dumnezeu, tu, nu eu, că n-am ferice. Pentru că s-a... Nu plânge, te rog frumos. Ferice celui ce... Nu. Ești un suflet de femeie prins într-un corp de bărbat. Lumea nu te-a înțeles. Ferice de cel ce te are, mă, băiatul, mă. Scuză-mă. Ferice de ce te are, măi, fată. Mai zi o dată. Ferice de cel ce are, că sunt într-un corp de femeie, într-un corp ferice, de bărbat. Ferice de cel ce te are, că ești un suflet de femeie într-un corp de bărbat, într-o clepsiză, că nu știu cum să-i zic. Nu știu cum să-i zic. Măi, băiatule, tu meriți o viață bună. Tu meriți fericire. Toți avem dreptul la fericire. Chiar dacă lumea te critică, tu meriți fericirea ta, să ai zâmbetul pe față, pentru că ești un suflet de femeie neînțeles. Măi, băiatul, măi, fată, scuză-mă. Salut! Bă, ai închis, mă, cred că i-a scăpat din mână ceva.